frumoase și sănătoase. 4-5 chiar. Dau vermi în ele, că na, e normal, la căldurile care sunt, normal să fac, dar e bine și ok. Și da, am pornit în aventură, tu nu uita să apeși butonul ăla de like, clopoțelul să fii notificat când eu postez clipul noi, abonează-te, nu te costă nimic, însă pe mine mă ajută foarte, foarte mult. Și distribuie să vadă și prietenii tăi. Deci, haideți vă aștept pe canalul meu. Mulțumesc celor la ce sunteți abonați, mă susțineți în continuare și mă încurajați. Ok, haideți să fim o comunitate cât mai mare. Da, uite aici pe locul ăsta. Numai trei frumoase, așa una după alta. Ia uite aici cum crește. Sănătoase, sănătoase, sănătoase. Că sănătoase, frate. Haide aici. Ele acum încep a ieși, că toate sunt frunze. Și încep să iasă. Păi este sănătoase. Asta e plăcut, dar ăsta e bun. Uite ce frumoase și sănătoase. Bine, piciorul avea. Hai, normal, fac și asta, nu? Asta a avut tot. Am aruncat-o. Și hai să mai căutăm și altele. Bă, pe locul ăsta pare că sunt mai multe. Trebuie să fiu atent. Culate sănătoase. Uite aici în zona asta. Am găsit una. Și după ea mai sunt trei bucăți frumoase aici. 3-4 chiar nu mai trecute mare ăsta. Trecută și asta. Dar asta nu sunt tinere. Ia să văd aici. Aici. Sănătoasă. Sănătoasă. Și încă un pui. Săracu. Trecut. Nu a putut să iasă de sub frunze. Și se oferea acum. Uite ce altă sănătoasă. Și hai să mai văd. Că siguranță mai sunt și altele. Uite. Aici nu mai ce-am trecut de el. Cum să-l vezi? El le-a uite, alte doi.
Încep a ieși puieții de uite. Au condiții. Iar o să fie invazie. Da, hai să facem, mai găsesc și vă arăt și vă. Iată două urghițe frumoase, sănătoase aici. Ia uite-le, sănătoase, nu? Și o urghiță alături. Uite-le, pe asta. Mare și sănătoasă. Și frumoasă. Un pic pus verm. El cu păia, dar nu a apucat să mănânce. Și să mă uit că aici mai sunt. Cu siguranță, numai că trebuie căutate. Da? Hai să fim atenți. Nu alergăm. Nu o luăm din nebun prin pădure. Stăm așa frumos locului că le găsim. Da? Hai să căutăm atent. Așa dintre astea. Oițe de astea frumoase și sănătoase. Sunt foarte gustoase cu lughițele astea. Și am zis să le căutăm, că pe bucata asta, de asta sunt aici. Și hai să încercăm să să mai căutăm, să dăm de ele și vă arătăm. Mai e din ce în ce mai uscat. Se vede că nu au apă dezidratată și de mici se face bine. Asta e. Zile. Toate frumoase. Aici. Pe locul ăsta sunt. O să căutăm aici. Sunt mulți aici în vase. Voi culege la un moment dat și iuțare. Da. Să pun numai, când mă ocup de iuțan, nu mai iuțan, culeg, nu culeg sau ceva. Vin doar pentru ei, am cules, am pus pe iarnă și așa e mai bine. Uite aici o plăghiță frumoasă. Pare că are verm la intrare, dar o vom vedea. Da, hai să vedem ce mai ascunde zona asta aici. Oițele astea frumoase de aici, de pe loculețul ăsta. Frumos tare când le găsești. Sănătoase sunt. Am cules ce era mai sănătos, că restul le-am lăsat pentru că sunt trecute, au și veri și le las acolo. Avem ce culege și ce alege încă. Da, sunt. Trebuie scăutate cu migală. Un exemplar frumos de oiță. Sănătoasă. Iată, ce frumoasă și sănătoasă fi. Atentare, vă, că își fac de cap, se bagă numai un oi că acolo, n-am putut să mă dau cu soluție și uite că acolo se bagă. Uite un exemplar frumos de hulughiță. Culată frumoasă și sănătoasă. Trebuie să mai fie pe aici ceva. Hai să ne uităm. Dragilor, uite că ăștia am cules astăzi, într-o oră, oră și. Eu zic că e bine, e suficient. Sunt frumoși, curați și sănătoși. De-aia vă aștept și pe voi să veniți la culeț de hulughițe, că sunt. Și dacă tot ai stat până la finalul acestui clip, te rog, nu uita să
apeși butonelul ăla de like, că pe mine mă ajută foarte mult. Pe tine nu te costă nimic, însă pe mine mă ajută mult. Abonați-vă celor ce încă nu ați făcut-o până acum, este gratis și nu te costă nimic, pe mine iarăși mă ajută. Și mulțumesc celor ce sunteți abonați la canalul meu, celor ce veți veni de acum încolo și apasă poțelul ca să fii notificat când eu vin cu clipul noi și distribuie să vadă și prietenii tăi să se aboneze și ei. Vă mulțumesc pentru astea, vă mulțumesc că mă urmăriți și mă încurajați pe canalul meu. Zi bună, vă doresc sănătate și Dumnezeu să vă aibă în paza Lui.